Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. În episodul de astăzi vreau să-ți spun cum a decurs toată treaba cu licența mea de la Facultatea de Științe Economice, pentru că am primit întrebări legate de chestia asta și mă gândeam că ar fi un video foarte bun și foarte util pentru voi dacă aș povesti ce s-a întâmplat. Ok, hai să începem cu începutul. Ca să ajungi la licență trebuie să ai toate examenele date și se întâmplă că foarte mulți studenți să își lase prea multe restanțe pe ultimul an, să nu poate să ia toate examenele și atunci nu pot să își dea licența amânând-o cu încă un an, cu încă doi și așa mai departe. Prima regulă este să vă dați toate examenele în anul în care trebuie. Să nu lăsați restanțe să treacă de la un an la celălalt, pentru că o să vă fie foarte, foarte greu să recuperați în ultimul an și din experiența pe care o am eu, din cunoștințele pe care le am, majoritatea oamenilor care nu-și dau licența în anul în care ar trebui nu și-o mai dau niciodată, pentru că devine tot și tot mai greu. Bun, odată ce ai toate examenele date, la începutul anului 3 sau anului 4, de fapt al ultimului an de facultate, trebuie să te gândești la o temă pentru licența ta și la un profesor cu care ai vrea să susții această licență. Acel profesor, de obicei, ar fi bine să fie unul dintre profesorii tăi preferați cu care te înțelegi foarte bine, un profesor care e specializat pe tema în care vrei tu să-ți faci licența. Bineînțeles, încă un tip aici, e bine să îți alegi un profesor cu un grad cât mai înalt, adică un profesor doctor față de un, nu știu, un lector sau un conferențiar. Bine, nu mai știu exact care sunt gradele, dar cu cât e mai înalt în grad profesorul, cu atât e mai bine, pentru că în fiecare universitate există anumite interese, anumite cutume, astfel încât studenții profesorilor care sunt profesori doctor, care sunt șefi de catedră și așa mai departe, sunt puțin avantajați la notă. Ok, să zicem că la începutul anului, prin noiembrie, prin decembrie, te-ai gândit la ce licență vrei să susții, la topic, la ce proiect vrei să faci. Ai vorbit cu profesorul, el este de acord, e vremea să începi să scrii și să scrii cât mai repede posibil, pentru că o lucrare de licență ar trebui să aibă undeva între 50, 45 și 60 de pagini care trebuie să fie scrise de tine, să fie conținut original. Ei bine, îți dai seama, sau poate nu îți dai seama acum, dar e foarte, foarte greu să scrii 50 de pagini originale, să le corectezi, să le formatezi așa cum trebuie, e o muncă extraordinar de mare, așa că nu lăsa timpul să treacă. În fiecare lună asigură-te că ai scris 15-20 de pagini. Dacă într-o lună ai ratat acest target, în luna următoare neapărat trebuie să recuperezi, pentru că altfel o să te aglomerezi foarte mult la final. Ok, pe lângă lucrarea de licență scrisă, va trebui să ai și un proiect, cel puțin la informatică. La informatică economică e nevoie și de un proiect practic. În cazul meu, proiectul a fost o platformă de e-learning, de unde oamenii pot să învețe programare. Platforma a fost făcută în Flash și partea de backend a fost făcută în PHP cu o bază de date MySQL. Totul a fost super, super fain. Am lucrat cu ActionScript, am avut animații, a fost o chestie foarte interesantă pentru că am folosit și un SMS Gateway care îți trimitea SMS când încheiai un curs, când primeai o notă și așa mai departe. Totul a fost funcțional, a fost foarte, foarte frumos, dar din păcate nu am reușit să iau o notă foarte mare. Cred că la lucrarea de licență am luat un 8 sau un 8.50 maxim. Bun, de ce am luat doar 8 sau 8.50? Păi e foarte simplu, pentru că există o altă cutumă, cel puțin în Facultatea de Științe Economice, și aceea prin care nu poți să iei la lucrarea de licență o notă mai mare cu mai mult de un punct față de media pe care a avut-o pe toți anii de studii. Eu, cum aveam un job full-time în perioada facultății, lucram 8 ore pe zi, nu prea aveam timp să merg la facultate, mergeam la examene, unele proiecte le făceam, altele nu, așa că media mea a fost pe la 7-60 pe toți anii de facultate, deci prin urmare puteam să iau maxim, nu știu, 8-60 mi se pare la lucrarea de licență, bine, în mod neoficial. Ok.
După ce am scris toată licența, acea licență scrisă, ea trebuie dusă la acel profesor coordonator care trebuie să se uite peste ea, să o semneze, să semneze pe copertă și apoi o predai la secretariat împreună cu un CD cu proiectul tău, urmând ca peste câteva săptămâni să susții acea lucrare de diplomă. Acest lucru se face în fața unei comisii de 6, 5, 7, 8, 10, mă rog, nu se știe câți profesori, de la catedra unde tu ai învățat. În cazul meu au fost cam toți profesorii cu care am făcut niște cursuri în anii de facultate, ne cunoșteam, era totul în regulă, dar susținerea lucrării a fost puțin cam dubioasă. Se intră câte două sau trei persoane în sală ca să existe martori din partea studenților cu privire la ce se întâmplă acolo, dar chestia asta nu prea se ia în seamă și o să vedeți imediat de ce. Ok, am intrat ca să-mi susțin lucrarea. Am prezentat, era lucrarea scrisă acolo la profesori, se uitau peste ea. Am început să-mi prezint proiectul, care arăta destul de bine, funcționa foarte bine, aveam SMS gateway, aveam o grămadă de tehnologie acolo, aveam ActionScript, totul era frumos, le-a plăcut. Am avut câteva întrebări despre cum am făcut partea de SMS gateway, m-a ajutat o companie care mi-a pus la dispoziție acea parte, eu am integrat-o doar în proiectul meu. Bineînțeles, contra cost, deci am plătit niște bani ca să am chestia aia funcțională, nu foarte mulți, cred că până în 100 de lei ca să am acces la acea funcționalitate. Și după acele întrebări au urmat niște întrebări destul de dubioase. Îmi dădeam licența în anul 2009, acum 10 ani dacă stau bine să mă gândesc, și era chiar după criza aceea globală financiară. Așa că una dintre întrebări a fost dacă știu cât este șomajul în Spania. Și era undeva pe la 20%, le-am răspuns, mă rog, nu avea nicio treabă cu licența mea această întrebare, dar am știut să le răspund. Pe urmă mi s-a mai pus o altă întrebare din nou, tot așa pe lângă subiect, și cam asta a fost. Nu a durat mai mult de 10-15 minute tot procesul ăsta. Eu am ieșit de acolo, totul a fost în regulă, peste câteva ore sau zile, nu mai știu exact, se afișau rezultatele, am văzut că am luat 8 sau 8.50, nu mai știu exact, și mi s-a părut că nu a fost în regulă toată chestia asta. Nu a fost în regulă nota pe care am primit-o, nu au fost în regulă întrebările pe care le-am primit, pentru că nu țineau neapărat de proiectul meu, și bineînțeles nu a fost în regulă că din cei 7 sau 8 profesori care mi-au dat fiecare o notă, făcându-se acea medie de la sfârșit, vreo 2 nu erau în sală, inclusiv șeful de catedră, care era acel profesor de care vă vorbeam în videoul acesta pe care vi-l pun aici sus, despre FSEGA și informatică economică. Acel profesor super enervant, care nu era deloc ok, nu era potrivit pentru ce făcea. Bun, și m-am gândit să merg să fac o contestație la decanul facultății. Am mers, am făcut acest lucru, am depus o contestație scrisă, a fost înregistrată, nu a fost absolut nicio problemă, toată lumea s-a comportat frumos acolo și peste 2 săptămâni am primit răspunsul, am fost chemat la biroul decanului ca să primesc răspunsul scris, și răspunsul scris, ce să vedeți, era semnat și era toată cercetarea asta cu privire la nota mea a fost făcută de șeful de catedră, care era acel personaj care nu era plăcut de studenți, care nu avea nicio treabă cu predatul, care tot timpul spunea bețe în roate, persoană care nu a fost în sală în momentul în care eu mi-am prezentat lucrarea de diplomă, ieșise să vorbească la telefon și cu toate astea el mi-a dat o notă și a scris acolo în acel răspuns că am primit această notă pentru că nu am știut să răspund corect și nu am știut să răspund destul de bine la întrebările puse de comisie. Ei bine, acel lucru nu a fost adevărat, pentru că întrebările erau în general din astea de small talk, adică cât e șomajul, ce se mai întâmplă prin lume, că o să dispară flash-ul, chestii din astea, discuții între oameni din același domeniu. Nu au fost neapărat niște întrebări, ci a fost mai mult o discuție la care eu am participat cu succes, nu m-au încuiat cu absolut nimic. E bine, cam asta a fost toată chestia cu acea corupție din facultăți, cu lucrarea mea de licență. Nu se întâmplă lucrurile cum ar trebui, nu se întâmplau atunci, probabil că nu se întâmplă lucrurile mai bine nici acum. Să vă așteptați să fiți neîndreptățiți, dar oricum acest lucru nu contează, pentru că, după cum spuneam, facultatea nu te ajută foarte mult în cariera ta de ITist.
te ajută acea diplomă, dar pe nimeni nu interesează notele tale. Deci nu contează că e 7 la licență sau că e 9,50, e același lucru, contează cunoștințele tale, contează personalitatea ta, contează dorința de a învăța și așa mai departe. Bun, ce am învățat eu din toată această chestie e că unele lucruri nu se pot schimba deloc. Am învățat că sistemul ăsta de învățământ superior e destul de corupt, se întâmplă foarte multe lucruri care nu sunt neapărat corecte, dar până la urmă, din cauza acestor lucruri pe care le fac profesorii, pe care tot felul, din cauza acestor cutume, cu nota care nu poate să fie mai mare cu un punct și așa mai departe, am ajuns în acest punct în care, practic, diploma de licență nu prea mai contează. Și oarecum putem spune că profesorii și mediul academic și-au dat cu stângul în dreptul, făcând toate chestiile astea. Bun, ce vă sfătuiesc pe voi? Să vă dați licența cu un profesor de care vă place, cu care vă înțelegeți bine, nu mergeți neapărat la șeful de catedră, pentru că o să aveți zile grele. Pregătiți-vă din timp, în octombrie, noiembrie, cel târziu, ar fi bine să știți despre ce vă faceți, care este subiectul despre care vă faceți licența, să vă găsiți profesorul și să vă apucați de lucru. Bineînțeles, dacă aveți întrebări, nelămuriri, vreți să-mi arătați și mie licența voastră, să vă dau un feedback, să mă uit peste ea, să vă dau o idee, puteți să-mi trimiteți un e-mail sau un mesaj pe Facebook și voi face acest lucru cu cea mai mare plăcere. Bun, cam atât am avut pentru astăzi. Cred că m-am lungit destul de mult, văd aici că cred că o să dureze peste 10 minute acest video, e destul de cald. Am venit într-o zonă așa mai frumoasă ca să ies puțin din studioul Vlog de IT, adică de la biroul meu unde filmez de obicei. Sper să vă placă și panorama cu Clujul și aștept, nu știu, un feedback din partea ta. Aștept păreri despre cum a fost licența în cazul în care ai fost student la Facultatea de Științe Economice, Informatică Economică. Spune-mi cum s-au comportat profesorii, ce note ai luat și dacă mai există cutumele despre care vorbeam mai înainte. Cam atât am avut pentru astăzi, ne vedem în videoul următor, care cred că o să fie un tutorial. Încerc să îmbin tutorialele cu videourile de acest tip și să avem un conținut foarte, foarte bun și util. Ok, cam atât, ne vedem data viitoare.